V-ați întrebat vreodată cât de curate sunt căpșunele din comerț? Antena 3 face un demers pentru sănătate. Am dus la analize 5 tipuri de căpșune de import și românești, cumpărate atât din piață cât și din supermarket. Un sortiment din 5 era stropit cu o substanță antimucegai peste limita legală. Institutul de Cercetări Alimentare a notificat autoritățile pe motiv că această depășire reprezintă un risc pentru sănătate. Deși inițial inspectorii sanitari veterinari spuneau în fața camerei de filmat că au luat măsuri separat, au trimis în supermarketuri că nu era nevoie să retragă produsul de la raft. Per total, căpșunele ar fi bune de consum, consideră ANSVSA, dacă se scade marja de eroare a măsurătorii. Urmăriți o anchetă realizată de Roana Rotaru în cadrul campaniei Mâncare la testare. Pentru a verifica cât de sănătoase sunt căpșunile din comerț, vom cere ajutorul specialiștilor de la Institutul de Cercetări Alimentare. În acest sens, voi ruga un analist de pesticide să mă însoțească la cumpărături pentru a recolta probe. Prima oprire a fost la supermarket, de unde ne-am aprovizionat cu mai multe sortimente de căpșuni. O să cumpărăm căpșuni ecologice, care văd că sunt din România, și căpșuni tot așa de import, care nu sunt ecologice, din Grecia. Și o să vedem care sunt diferențele între ele. A doua oprire, o piață din capitală. Căpșunile sunt de grădină? Sunt de grădină, da. Aș vrea și eu un kilogram. Sunteți producător? Nu. Aveți idee dacă au fost tratate cu pesticide? Nu le tratează, că nu cumpe pesticidele. E vorba de substanțe mici. Ne întoarcem la Institutul de Cercetări Alimentare. Ajungem în laborator. Am revenit cu 5 probe de căpșuni, 2 sunt din supermarket, iar 3 din piață. Am adus atât căpșuni ecologice, cât și de import sau românești. Pentru pregătirea probelor de căpșuni, în prima fază, au fost îndepărtate codițele, iar fructele au fost transformate într-o pastă cu ajutorul unui robot de bucătărie. Faza de extracție constă în cântărirea unei cantități cunoscute din proba de determinat și extragerea pesticidelor, compușilor noștri de interes, cu ajutorul acetonitrilului și sărurile Quechers. Peste 3 zile ne întoarcem după rezultate. Proba numărul 2. Au fost detectate un număr de 4 pesticide, toate din categoria fungicidelor. Din păcate, unul dintre pesticide, tiofanat metilul, este peste limita legală. Noi avem în momentul de față 186 de miligrame per kilogram tiofanat metil, iar limita legală este 100. Mergem și la ANSVSA cu tot cu analize. Reprezentanții Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor susțin că, după ce au fost sesizați de echipa Antena 3, au retras marfa cu risc de la vânzare, fără să ne spună ce cantități au fost retrase și nici care este amenda. Prima etapă a fost introducerea în acest sistem de alertă și retragere de pe piață a întregii cantități puse la comercializare, evident sancționarea acelui operator, producătorul, nu va mai putea livra în România prin acel importator decât atunci când demonstrează că produsele care le introduce în România sunt sigure. Într-un răspuns, reprezentanții ai magazinului îi contrazic pe oficiali. Conform răspunsului oficial primit de la ANSVSA, produsul nu mai face obiectul unei alerte și nu va mai fi rechemat de la clienți. Cel care a vândut marfa cu risc în supermarketuri admite că este des verificat de autorități. M-am uitat pe registru unic, pot să vă cruciți să vedeți câte controle am. Toate instituțiile statului pe mine, că m-am dezvoltat foarte mult. Am avut control de la DSV și de la protecția consumatorului. Comerciantul ne spune că stropirea cu fungicid e o practică întâlnită peste tot în agricultura convențională, pentru ca fructele să nu putrezească. Admite că este posibil ca acele căpșuni din Grecia să fi fost stropite mai mult decât este limita legală. Pe toate se dă acolo. Da. Numai că probabil că ești dat înainte de cules. Să dă, numai că grecii cred că au dat mai mult decât trebuia. Da, posibil, da. Cert este că cei care consumă astfel de produse riscă probleme grave de sănătate, spun medicii toxicologi. Dacă aceste substanțe nu sunt folosite corespunzător și depășesc limita, pot să determine chiar la persoane sănătoase afectare tiroidiană sau afectare hepatică. Asta înseamnă orice fel de disfuncție tiroidiană. Consumatorii sunt revoltați de pasivitatea autorităților și cer controle mai multe și mai drastice.
Normal că ne îngrijorează, dar asta este. Le spălăm și vedem ce vom face. Cineva trebuie să răspundă pentru asta. E o mare problemă, ar trebui să nu mai fie așa ceva pe piață și să fie controlate atunci când intră în țară, să știm și noi ce mâncăm. De ce sunt acceptate? Ar trebui să existe. Capacitatea de testare a ANSVSA este însă limitată. Doar între 5 și 20 din camioanele care intră în țară sunt verificate. Într-un an, ANSVSA verifică în jur de 9.000 de probe. Puteți să-mi spuneți anul trecut cam cât la sută aveau depășiri sau neconformități? Procentul este undeva între 1 și 2%. Dacă sunt prinși pe picior greșit, cei care vând fructe și legume cu reziduri de pesticide peste limita admisă riscă să le fie confiscată marfa, dar și să fie amendați cu sume de până la 40.000 de lei. De amenzi a vorbit și ministrul agriculturii. Adrian Oros a avut o primă reacție după episodul de ieri al campaniei Mâncare la testare. Vă reamintim, reporterii noștri au descoperit că roșiile din Turcia au cel puțin 3 pesticide care pot duce în timp la probleme de sănătate. Costurile acestor analize sunt destul de mari, procedurile sunt destul de greoaie și atunci când găsești o depășire a limitelor maxime admise, pedeapsa nu este una exemplară, nu ai rezolvat problema doar recoltând probe și făcând tot timpul analize. Analize trebuie făcute neanunțat, un screening, și acolo unde s-au depășit aceste limite, pentru că discutăm de punerea în pericol a sănătății publice, pedepsele trebuie să fie exemplare, astfel încât nimeni să nu se gândească vreodată să utilizeze în exces aceste substanțe.